Bună, Vanda! Bună, Marius! Cum ești astăzi? Mă bucur de răcoarnă și de îngânarea asta a verii cu toamna care se presimte, pentru că au dreptate bătrânii noștri când povestesc că între Sfântă Mărie Mare și Sfântă Mărie Mică timpul se oprește, păsările nu știu încotro să ia, vremea nu știe dacă se ducă spre vară sau spre toamnă. Cam așa mă simt la îngânarea asta a verii cu toamna. Și e frumos, și e bine, și e tihnă. Discutam noi despre sacines, despre viața așa cum este. O, da. Cum ar trebui să o trăim? Prima dată când am auzit conceptul ăsta din gura unei persoane trăitoare și vorbitoare de engleză, suchness, m-am gândit că este unul dintre cele mai dificile cuvinte din punctul de vedere al traducerii. Cum ai putea traduce suchness în limba română? Și am auzit o voce în urechișoa mea dreaptă, cum aud de multe ori, spunându-mi este așaul lucrurilor. Adică felul în care ele ne sunt date. Un exemplu. Dacă acum ar fi minus 20 de grade afară, ne-am revoltat. Dar cum sunt probabil 21 de grade pentru că este august, ne bucurăm. Așaul acesta trebuie luat așa cum este, numai că egourile nu știu să ia lucrurile așa cum sunt, ci știu să le ia așa cum ar vrea să fie. Și prin comparația asta dintre cum am vrea să fie și cum este, rezultă mereu nefericire, tristețe, dezamăgire, sentimente pe care probabil ar trebui să nu le avem în minte, căci din inimă oricum nu le avem. Cum ar trebui să ne trăim așaul? Cu recunoștință. Multă recunoștință, pentru că așa cum sunt toate, sunt bune. Dacă ați citit în Noul Testament, în Vechiul Testament, în Biblie, în Geneză, Dumnezeu după ce săvârșea creația în câte o zi, se uita în urmă și vedea că toate sunt bune. Și noi suntem creatori și Dumnezei în universul nostru al fiecăruia, Dumnezei cu de mic. Și așa trebuie să facem și noi, să ne uităm mereu în urmă, în noi și înainte, și să vedem că e bine, așa cum e. Deci toate lucrurile sunt bune așa cum sunt și cum vin. E greu să accepti, dar fiecare dacă ne ducem în urmă la o traumă, deși nu-mi place absolut deloc cuvântul, dacă ne ducem la o întâmplare pe care ego-ul nostru a decodificat-o ca fiind periculoasă, o nefericire, să zicem, o să vedem că nefericirea aceea, momentană, a adus după ea un lanț de întâmplări extraordinare prin care noi am crescut și am evoluat. Cel puțin în viața mea așa este. Absolut nicio întâmplare care părea să fie de-a dreptul tragică nu a fost excepție de la această regulă. După ea s-au deschis milioane de porți către lumină. Cine are să le vadă, le vede. Deci, când vine ceva neplăcut din față, singura soluție noastră este să acceptăm. Vezi, altă poveste cu ceva neplăcut din față. De când mă știu eu pe lumea asta mare și frumoasă, indiferent ce se întâmpla în jur, o voce spunea că totul e bine. Am auzit-o de mică. De mică, de când anumite întâmplări nu erau foarte ușor de trăit ca și copil de 4-5 ani, dar ceva îmi spunea că va fi bine. Și când s-au întâmplat alte lucruri, când aveam 17, 18, 19, ceva îmi spunea că este bine totul. Nu știu cum trăiesc alți oameni, că nu am trăit în viața nimănui altcuiva decât în a mea, dar într-adevăr, așa cum e, este bine. Știu că în momentul acesta toate lucrurile par anapoda, dar
Probabil că ajunsesem la un nivel de confort care sufletelor noastre nu le era pe plac, pentru că nu era un confort sufletesc, era un confort material, egocentrat, un confort mental creat de ideea că materie egal fericire sau libertatea asta de a face absolut tot ce vrei când vrei egal fericire. Libertatea exterioară începe cu cea interioară. Când nu ai pe cea interioară, cea exterioară nu există, chiar dacă nu porți măști. Da. Toți oamenii sunt minunați? Toți oamenii Dumnezeu s-a pus pe sine. Absolut în toți și în toate. Fiecare atom este Dumnezeu. Fiecare atom e minunat. Atunci pe cine ne supărăm noi? Pe noi. De ce? Păi în momentul în care proiectezi asupra celorlalți ce nu-ți place la tine. De ce ne supărăm? Pentru că există fărâma asta de ego în fiecare. E fărâmă, să știți că el nu e mare în comparație cu inima și cu sufletul, e nimic. E o iluzie. Dar fărâma asta care îți dă sentimentul de importanță de sine, sentimentul că toată lumea trebuie să se învârtă în jurul tău, în ritmul tău, după muzica ta. Da. Dacă am ști să punem ego-ul ăsta la treabă și să nu-l mai lăsăm să ne conducă în hățișurile minții, ar fi minunat. Cred că de-aia aveau oamenii atât de multe lucruri de făcut fizic, de tăiat lemne, de crescut copii, de arat pământul și de îngrijit grădinile, pentru că în momentul în care mâinile sunt ocupate, inima e mai aproape de Dumnezeu și mintea e mai limpede. Acum, când avem atâta timp liber și când copiii ne cresc bonele și când curățenia ne-o fac roboții, ce să facă și mintea? Crește ego-uri. Așa este. Ce ar trebui să facem ca să avem o viață frumoasă și împlinită? Păi cred că ar trebui să înțelegem că și frumos și împlinit sunt două noțiuni din minte, nu din inimă. Căci în inimă tot e frumos și împlinit. Ce înseamnă o viață frumoasă mai întâi? O viață frumoasă după standardele astea pământești seculare, adică elevi de nota 10, student de nota 10, servici de nota 10, casă de nota 10, relație de nota 10, dar dacă ne uităm la oamenii care au lucrurile acestea, o să vedem că notele astea de 10 costă foarte mult și sunt, vin cu prețuri foarte mari. Ideea este să fii pur și simplu în fiecare zi recunoscător și bucuros în fiecare gură de aer. Chiar dacă ești student de nota 2 și poate n-ai o casă și poate că ai senzația că nu-ți destui oamenii jurul tău, poți fi recunoscător pentru orice, în orice clipă. E o disciplină a inimii pe care trebuie să o învețe și mintea. Există rău în lume? Of, Doamne! Rău. Probabil că aducem răul în lume, probabil că îl facem să fie. Probabil că ne reușim să ne scădem atât de tare rezonanța încât să-l devenim porți pentru manifestarea acestui rău. Dar până și în acest rău pe care am învățat să-l numim așa, este atâta bine. Este atâta divin. E divin și bine. Îmi place foarte mult în... O citesc mereu pe Annick Decisionel din cartea simbolistică a corpului uman. De ea spune că în primele variante ale Vechiului Testament, în primele scrieri, nu exista cuvântul rău și nu exista cuvântul întuneric. Răul era definit ca încă nu bine,
iar întunericul ca încă nu lumină. Și Anic spunea că în orice rău există potențialitatea manifestă a binelui și în orice întuneric manifestarea luminii. Ce ar mai fi de adăugat? Par rele multe. În fiecare rău trebuie să-l căutăm pe Dumnezeu. Și El e acolo. Și ne ajută să vedem că răul ăla de fapt este o lecție pe care sufletul știa și pe care sufletul o îmbrățișează cu tot ce este El, divin și etern. Dacă totul este divin, așa cum este, atunci de ce suntem triști, supărați, nemulțumiți? E o alegere. E o alegere pe care o facem conștient sau inconștient. Pentru că așa am crescut în dualitatea asta, bine, rău, frumos, urât, trist, vesel. Pentru că deocamdată trăim în planul ăsta dual, dar pe fiecare are potențialitatea de a-l transforma într-un plan divin în care dualitatea să nu mai existe, să existe doar o trialitate binecuvântată. Da. Vedeți voi, de când plânge copilul, primul scâncet, cum îl decodificăm? Când plânge copilul prima dată, aoleu, îl doare ceva. Imediat îi dăm o semnificație de problemă. Când de fapt copilul acela încearcă să comunice. Și când se întâmplă lucruri din acestea pe care le decodificăm ca a fi negative, de fapt universul încearcă să comunice.